Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ana Echezli și vă prezint buletinul de știri. Autoritățile Ucrainei și ale Republicii Moldova sunt în dialog privind returnarea așa numiților evadați din serviciul forțelor armate ucrainene care au intrat ilegal pe teritoriul țării noastre și li s-a refuzat azilul în Moldova. Autoritățile Ucraine și ale Republicii Moldova sunt în dialog privind returnarea așa numiților evadați din serviciul forțelor armatei ucrainene care au intrat ilegal pe teritoriul țării noastre și li s-a refuzat azilul în Moldova. Despre aceasta a anunțat ambasadorul Ucrainei în Moldova, Marco Șefcenco, în cadrul emisiunii Novaya Nedelya de la TV8. Ambasadorul a calificat drept complicat dialogul cu Chișinăul pe tema ucrainenilor evadați. Есть пара вопросов, на которые я тоже не могу получить ответ. Например. Sunt câteva întrebări la care nici eu nu pot obține un răspuns. De exemplu, condiționat vorbind, există 100 de persoane care, potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, au trecut ilegal frontiera de stat, ceea ce înseamnă că au trecut-o în afara punctului de trecere a frontierei, prin câmp, prin pădure, prin râu. Sunt 100 de persoane și 100 de persoane au solicitat azil și, deci, ei intră sub protecția Convenției Internaționale privind azilul. Bine, guvernul a examinat cererea a 100 de persoane și a acordat azil pentru 90 dintre acestea. Am o întrebare în acest sens. Unde sunt ceilalți 10 cărora Moldova nu a considerat posibil să le acorde azil? Ce se întâmplă cu ei? Sunt ei reținuți? Nu. Sunt ei trimiși înapoi? Nu. Ce se face de fapt cu ei? Ei pur și simplu fie rămân pe teritoriul Republicii Moldova, fie pleacă mai departe. Și cel puțin această situație arată că există o problemă care trebuie rezolvată. Marco Șefcenco a subliniat că este foarte dificil de a oferi o cifră exactă privind numărul ucrainenilor care se află în prezent ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece nu există o bază unică de date. Cifrele pe care eu, ca ambasador, am încercat să le obțin, trimițând cereri oficiale unor agenți, nu întotdeauna coincid între ele. Mi-am dat seama că, dacă există anumite probleme aici, ar trebui făcute anume eforturi pentru a obține o imagine clară, în care cifrele coincid. Din păcate, impresia mea este că legislația și cadrul legal care există în prezent privind anchetarea refugiaților atât în Europa, cât și în Republica Moldova, nu a fost adaptată la situația cu care s-a confruntat Ucraina în timpul războiului. Potrivit ONU, în Moldova se află aproximativ 100.000 de persoane din Ucraina. Guvernul Republicii Moldova a anunțat o cifră de 88.000 de refugiați ucraineni. Școala profesională din municipiul Ceadărlunga pregătește de 70 de ani specialiști în diverse profesii. Vara nu este doar perioada vacanțelor și a concediilor după încheierea anului școlar. Întrebarea unde să intre, unde să obțină o viitoare profesie este deosebit de importantă pentru fiecare absolvent. Școala profesională a municipiului Ceadărlunga a creat condițiile necesare pentru o educație confortabilă a elevilor, a declarat directorul școlii profesionale din municipiul Ceadărlunga, Viera Balova. У нас учебное заведение готово к приему абитуриентов. Instituția noastră de învățământ este gata să primească solicitanți pregătite pentru începutul anului de studii. Am pregătit căminele pentru copii, cantina noastră este gata. Sala de activități, celele de clasă, laboratoarele, peste tot au fost efectuate lucrări de reparație, toate sunt dotate cu mobilier, personalul didactic gata de studiu pentru următorul an universitar. Unul dintre avantajele școlii profesionale din Ceadărlunga este forma duală de învățământ care permite obținerea într-un timp scurt nu doar a cunoștințelor teoretice, ci și a celor practice. Directoarea școlii profesionale a spus ce profesii vor fi oferite candidaților în acest an. Avem acum profesia de bucătar chelner, 3 ani de instruire, bucătar, 2 ani de instruire, brutar, cofetar, 3 ani, formă clasică, doar cofetar, formă duală, instructor, formă duală, mecanic auto, formă clasică, 2 ani de instruire, restaurator, vom avea două grupe, formă clasică, 2 ani de instruire. Recrutăm croitori pentru 2 ani, formă clasică, croitori în industria
prea ușoară, formă clasică 2 ani. În plus, va fi adăugată profesia de tractorist. Mai avem tâmplar, mecanic, electrician, un grup de tractoriști și în acest an recrutăm 50 de vânzători, de asemenea formă duală. Vera Balova a vorbit despre oportunitățile deschise absolvenților care au finalizat cu succes studiile la școala profesională. Noi avem diplome de recunoaștere internațională, ele sunt în două limbi, română și engleză. Fiecare diplomă are o anexă unde indicăm toate materiile pe care le predăm, toate notele acordate, media notelor, nivelul de cunoștințe ale acestor elevi. Aceste diplome sunt recunoscute în toată lumea, băieții noștri au locuri de muncă bune. Școala profesională din municipiul Ciadărlunga este și ea pregătită pentru noi provocări. Școala profesională din Vulcănești va fi reorganizată prin comasarea cu Școala profesională din Ciadărlunga. Vera Balova a spus că sunt pregătiți pentru astfel de schimbări și încearcă să creeze toate condițiile necesare atât pentru elevi cât și pentru profesori care își vor continua activitatea. La etapa de astăzi, elevii acestei școli au fost transferați la noi în număr de 94 de persoane. Profesorii, la toți li s-a propus să lucreze la noi. 8 profesori au fost transferați la noi. Ei sunt maieștri, instructori și profesori de discipline speciale și personalul tehnic care va lucra în cămin pentru a-i servi, a-i hrăni pe băieți. Noi am efectuat aceste lucrări. Acum le-am oferit conform codului articolul 120. Au dreptul să-și ia concediu fără plată. Pe 19 august ne întâlnim cu toții și pregătim instituția de învățământ pentru a începe activitatea noul an universitar. Pe lângă condițiile decente de învățare, elevii au posibilitatea de a-și petrece timpul liber în mod cultural și de a-și dezvolta talentele. Tinerii pot beneficia de bursă, cămin și prânz gratuit. Școala profesională din Ciadărlunga are de asemenea posibilitatea de a accepta acei elevi care din orice motiv nu au reușit să termine ciclul gimnazial și să primească un certificat. Pentru aceasta este necesar să aducă documente privind finalizarea ultimei clase. Admiterea elevilor în instituție a început cu 15 iulie și va continua până la sfârșitul lunii august și, dacă va fi necesar, va fi prelungită până pe 10 septembrie. Anna Echezli, Alec Dologlo, Leonid Arfanos, GRT, știri. În computerul și telefonul unui locuitor al capitalei au fost găsite mii de imagini cu copii abuzați sexual. Despre aceasta anunță Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. În computerul și telefonul unui locuitor al capitalei au fost găsite mii de imagini cu copii abuzați sexual. Despre aceasta anunță Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Acum bărbatul de 34 de ani este cercetat pentru deținerea și distribuirea imaginilor pornografice cu copii și riscă până la 3 ani de închisoare. Potrivit PC Cox, imaginile au fost descărcate de pe rețeaua Torrent în ultimii 2 ani. Este vorba de peste 8.000 de imagini și filmulețe. Suspectul nu și-a recunoscut vinovăția și a apăsat responsabilitatea pe 3 prieteni chemate la procuratură în calitate de martori. Organul de urmărire penală a menționat că dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă de la 1 până la 3 ani de închisoare. În context, PC Cox a precizat și deținerea unei imagini, filmuleț cu un copil abuzat sexual sau cu afișarea părților intime, dezgolit, este posibilă de pedeapsa penală. Sunt printre principalele surse de studiere a trecutului, iar pe baza lor este creată istoria fără speculații și înfrumusețări. Agenția Națională a Arhivelor adăpostește cărți și documente unice din diferite perioade ale istoriei. Fiecare document este o lectură fascinantă pentru istorici pentru a afla detalii despre viața moldovenilor. Sunt printre principalele surse de studiere a trecutului, iar pe baza lor este creată istoria, fără speculații la înfrumusețări. Agenția Națională a Arhivelor adăpostește cărți și documente unice din diferite perioade ale istoriei. Fiecare document este o lectură fascinantă pentru istorici pentru a afla detalii despre viața moldovenilor. Cum sunt păstrate documentele din arhivă, vedeți în următorul reportaj. La depozitul numărul 1 al Agenției Naționale a Arhivelor se găsesc documente care datează din secolul 15. Lucrătorii arhivei păstrează ca ochii din cap originalul unei diplome a lui Ștefan cel Mare din anul 1479. Pe suport pergament este dosarul, este original. Aici nu credeți că este o tartă? Tatiana Chirtoacă ne-a arătat și o copie neprețuită. Una dintre cele mai valoroase ca preț și ca piesă de artă este Evanghelia, care este polită cu aur.
coperta. Din ce an este ea? Este din secolul 19. Cea mai veche într-o limba română este din Fondul Nou Neamț, cartea, din 1640. Este în, scris în chiriliță, dar în limba română. Da, este restaurată. Acesta este un model al arborelui genealogic din 1819, care este păstrat în forma sa originală. În acele vremuri, o persoană putea deveni moștenitoare unei averi numai dacă își putea dovedi rudenia cu ajutorul unui astfel de arbore. Făcut manual, nu este din tipografie sau ceva genul ăsta. De regulă, este cel mai frumos, o piesă de artă, eu îi spun. Pe lângă documente și lucrări originale, sunt păstrate și fotografii vechi de la începutul secolului trecut, aflate în stare impecabilă. Nobilimea din perioada modernă, așa spun. Vai de mine, cum se putea. Este și faptul cum ele se aranjau, adică e foarte... A scris nezvestnic, că nu știe cine. Da. Pentru ca fiecare document să fie păstrat în forma sa originală, sunt necesare condiții speciale de depozitare. Temperatura din interior este menținută la nivelul de 17-19 grade. Într-o direcție aparte lucrează o echipă de restauratori. Prima etapă este, noi primim dosarele din depozite, le verificăm, le facem analiza, vedem starea lor fizică și după aceea se începe procesul de restaurare. Masa este dotată cu iluminare, după cum vedeți, uitați-vă, instrumentele sunt așa, simple, adică nu este ceva inventat, ceva, nu, bisturiu, parfic. Întărim cuvântul japonez, care este fabricat, da? Așa, da? Fabricat din fibre naturale de orez. Producătorul este Japonia. Serializatorul, unde primul proces este desprăfuirea, dezinsectarea documentelor și dezinfectarea. Adică totodată, vedeți, sunt lămpile ultrafiolete unde se face dezinfectarea. Agenția Națională a Arhivelor are de asemenea un laborator digital de ultimă generație. Aici sunt digitalizate documentele pe suport de hârtie și peliculă. Procedura e cam așa. Uităm ce este sticlă de protecție ca să plaseze și să facă imaginea mai plată. Schimbăm foaia, închidem. Avem fiii la pedală, aceea este o Din luna ianuarie acestui an, pe site-ul arhiva.gov.md este posibilă solicitarea online a documentelor de arhivă înregistrate în perioada 1820-1992. Vara este o perioadă de odihnă în care oamenii pot alege cum să-l petreacă și să facă lucruri care le sunt plăcute și interesante. Oamenii au apreciat oportunitățile pentru activități de petrecere a timpului liber în municipiul Comrat. Când am timp liber, mă plimb cu câinii mei în parc, ieșim în oraș. Ne petrecem timpul bine, ne odihnim, mergem la odihnă la mare. Sunt acasă, unde ar trebui să fim? Orice om este acasă în timpul lui liber, pe căldura asta este destulă muncă, te întinzi pe canapea în fața ventilatorului. Privim televizorul, citim. Cam atât. Preferat la aer liber, în parc, nu știu, în păduri. Andehaim simioi. Ne odihnim cu familia, umplem piscina, notăm, încercăm să scăpăm de căldură. Ieșim, ne întâlnim cu prietenii în timpul liber, citim cărți, ne dezvoltăm. Ne întâlnim cu prietenii, stăm și ne relaxăm, socializăm, ne distrăm, ne cunoaștem. Vin la Comrat să mă plimb cu prietenele mele. De cele mai multe ori ies la plimbare prin oraș cu prietenele mele pentru a sta undeva. Uneori îmi petrec timpul liber în parc, unde stau, unde mă plimb seara. De obicei sunt cu prietenii. Merg cu bicicleta, fac sport, merg la tot felul de antrenamente.
Ну, встречаюсь с подругами, гуляем. Ес ку приятелей, мы не плимбым, мерджем в центр, стоим где-то. Как получится? Кум се примешти, аша шим петрек тимпул, мерк у машина, пескуит винатуаре. Îl petrec cu copiii mei, nepoții vin în vizită. Am timp liber la prânz, când nu pot ieși în oraș, probabil stau în telefon, în cea mai mare parte a timpului vorbesc cu cineva, poate gătesc ceva. Ne simțim foarte bine cu familia și prietenii noștri. În plus, facem muzică. Există un ansamblu găgăuz, Carabinichi. Avem repetiții, facem programe de concerte în Comrat. Facem repetiții, facem concerte programe în городе Comrat. Nu există timp liber ca atare, deoarece totul este planificat până la sfârșitul acestui an, decembrie, și evenimente foarte importante, dar dacă există un astfel de timp, prefer vacanțe active. Respondenții și-au exprimat de asemenea satisfacția cu privire la disponibilitatea evenimentelor culturale și sportive. Cred că în principiu există locuri de relaxare pentru tineri, desigur acestea pot fi dezvoltate. Întotdeauna există ceva pentru care să te străduiești, până acum totul îmi convine. Cu toate acestea, unii respondenți consideră că orașul trebuie să dezvolte infrastructura pentru petrecerea timpului liber. Здесь бы больше парковых зон и площадки для детей, потому что дети все-таки бегают и вот купаются в фонтанах. Mai multe zone de parc și locuri de joacă pentru copii, pentru că copiii aleargă și se scaldă în fântâni și oamenilor nu le este foarte plăcut să se uite la copii goi în parc, dacă ar exista cel puțin o piscină mică, chiar cu apă rece acolo copiii ar putea înota în timpul verii, parcul nu este suficient, prea mulți oameni în parc, avem nevoie de zone izolate, separate, avem nevoie de zone separate în afara orașului cu mese, bine întreținute, de exemplu, pe același lac sau la trei fântâni, deși nu este curățat. Как, допустим, на том же озере или на трех колосах, хотя там не убирается. Ar trebui să construiască cinematograf pentru că nu este foarte convenabil să mergem de fiecare dată la Chișinău pentru a vedea un film. Aș dori să fie mai multe localuri în Comrat, mi-aș dori ca mai multe distracții să fie de orice fel ceva nou. Sondajul a arătat că locuitorii preferă diverse tipuri de recreere și le place să-și petreacă timpul liber într-un mod interesant. Anna Echizli, Polina Slavova, Sergei Gheorghev, Maria Cazacu, GRT știri. Fenomenele meteorologice extreme vor avea consecințe catastrofale pentru țara noastră. Fenomenele meteorologice extreme vor avea consecințe catastrofale pentru țara noastră, o spune șeful Direcției Climatologiei Aplicate din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, German Bejenaru. Potrivit lui, până la sfârșitul acestui secol, râurile vor pierde tot mai mult din volumele de apă, iar unele vor seca definitiv. Cu un element oricare de exagerare, eu pot să afirm că către sfârșitul secolului, Nistru se va transforma în prut, ca volum de apă scurs, prutul se va transforma în răut, răut într-un bâc, bâcul va dispărea. Va dispărea. Da. Nu, bun, după stația de epurare în Chișinău, bâcul va fi permanent existent, dar până la Chișinău, bâcul va dispărea. Asta e realitatea. Noi, surse suplimentare de alimentare cu apă, noi nu vom avea nici în viitorul apropiat, nici în viitorul îndepărtat, deoarece acestea sunt doar precipitațiile atmosferice, care până la sfârșitul secolului 2100, ele vor fi plus-minus în aceeași cantitate. Deși recordul de temperatură nu a fost doborât în această vară, meteorologii constată o extindere a perioadei caniculare. Durata perioadelor cu așa temperaturi înalte, ea probabil va fi pentru prima dată în istoria observațiilor meteorologice în Republica Moldova. Cu siguranță, iată anume, durata acestor canicule, ea a crescut. Și durata ei în continuare va fi la fel în creștere. Deci eu nu pot să zic la anul va fi așa sau peste un an sau peste doi. Dar poate fi și în august o durată încă mai lungă de perioadă caniculară. Cu foarte mult temperaturile pe timp de noapte, spune expertul. Dacă în trecut noi ziua chiar și aveam 40 de grade, bun, eu exagerez, nu 40 de grade, dar 35, noapte temperaturile cădeau la 20 de grade, de exemplu, și cât de cât se echilibra. Acum, când la ora 6 dimineața tu ai 31 de grade, iată, decalajul acesta s-a micșorat. În condițiile schimbărilor climatice, sunt necesare măsuri urgente din partea statului, spun specialiștii de mediu. Viața de zi de zi și nu mai mult de 10 ani în urmă,
deja ne permite să, dacă analizăm, ne permite să facem o concluzie că la noi a dispărut perioada asta de trecere de la toamnă la iarnă și de la iarnă la primăvară. Cumva de iarnă-vară și da. Din vară iarnă. Așa că malurile râurilor mici, mari, trebuie să fie împădurite, da? Pentru ca să nu fie acea evaporare. Bazinele acvatice le trebuie administrate corect. La ziua de astăzi noi avem un haos în bazinele acvatice. Recordul de temperatură pentru țara noastră este de 42,4 grade la umbră. Acesta a fost înregistrat la Fălești în data de 7 august 2012. În continuare, prognoza meteo în Găgăuzia. În Găgăuzia se așteaptă vreme înnorată. Va ploua, vântul va sufla cu viteza de la 3 până la 6 metri pe secundă. Temperatura aerului încomrat ziua va constitui 24 grade căldură, noaptea plus 19 grade. În cedăr lungă ziua plus 23 grade Celsius, noaptea plus 18. În Vulcănești ziua plus 24 grade Celsius, noaptea plus 18 grade. Acestea au fost toate știrile la această oră. Ne puteți urmări și citi pe site-ul grt.md, de asemenea pe canalul de Telegram, Facebook și YouTube. Împărțiți cu noi informații interesante, fotografii și videoclipuri pe email. La revedere și o seară frumoasă!